Guru Gregorian Bivolaru a mai câștigat un proces împotriva României la CEDO. Judecătorii au stabilit că i-a fost încălcat dreptul la judecată echitabilă în termeni rezonabili. România va trebui să plătească daune morale de 1200 de euro plus 5000 de euro cheltuieli de judecată. Decizia a fost luată cu 6 voturi pentru și unul împotrivă. Cazul face referire la condamnarea lui Bivolaru pentru întreținerea de raporturi sexuale cu o persoană minoră. În 2017, liderul Misa a mai câștigat un proces la CEDO împotriva României. În urma deciziei judecătorilor, România a fost nevoită să-i plătească lui Bivolaru. Bivolaru 7.000 de euro daune morale și de judecată. Controversatul lider spiritual a fugit din România în 2004 după ce a fost trimis în judecată. În luna iunie 2013, Gregorian Bivolaru a fost condamnat definitiv la șase ani de închisoare cu executare, însă a intrat efectiv în închisoare abia în 2016, când a fost prins în Franța și extradat. Un an mai târziu a fost eliberat condiționat.